Începem, mai spune, cu câteva subiecte legate de problematica europeană, a Uniunii Europene. Ne apropiem cu pași de pește de alegerile europarlamentare și, dacă ne uităm în urmă, constatăm că a existat în permanență o prezență scăzută la, acest, la aceste alegeri, iar semnalele arată că nici scrutinul acesta de anul acesta nu va fi o excepție. Ce soluție există astfel încât să? Crească prezența la vot și ce trebuie făcut pentru ca oamenii să conștientizeze importanța acestor alegeri? Acestor Alegerile din 25 mai pentru Parlamentul European intervin într-un moment crucial pentru viitorul Europei. Și când spun Europa, vorbesc nu doar de Uniunea Europeană ci de Europa în sens larg. Pentru că, pe de o parte, ne apropiem, din fericire, de încheierea unui ciclu de unui ciclu economic foarte dificil pentru Uniunea Europeană, cu măsuri adoptate în plan național în multe state membre, dar și la nivelul Uniunii Europene, care au însemnat austeritate, tăieri, pierderea unor locuri de muncă și generarea unor consecințe la care poate nu ne-am fi așteptat, revigorarea unui discurs și a unor atitudini politice anti-europene, eurosceptice, xenofobe, populiste pe de o parte. Pe de altă parte, aceste alegeri intervin într-un moment în care la frontierele estice ale Uniunii Europene și ale NATO traversăm o criză de securitate fără precedent după terminarea războiului rece. Și, în egală măsură, avem de-a face cu situații naționale în statele membre ale Uniunii Europene, unele în context preelectoral intern, așa cum este cazul României, înaintea unor alegeri prezidențiale extrem de importante. Din acest punct de vedere, și aici, în România, actorii politici, partidele politice, respectând regulile, trebuie să fac o campanie susținută pentru a atrage cât mai mulți votanți la, la urnă. Pentru că și contribuția României la viitoarea structură instituțională și de putere din Uniunea Europeană trebuie să fie o contribuție, o contribuție consistentă care să consolideze rolul României în Uniunea Europeană, profilul său și trebuie să consolideze acel curent pe care îl dorim cât mai puternic care să vizeze întărirea proiectului european, construcției europene. Nu avem niciun caz interesul să lăsăm aceste curente xenofobe, antieuropene, eurosceptice, populiste, să prindă rădăcini în Uniunea Europeană. Din fericire, în România nu avem de-a face cu astfel de curente. Pe de altă parte, suntem profund îngrijorați de ceea ce se întâmplă în unele state membre ale Uniunii Europene. Avem, deci, tot interesul să generăm o reprezentare cât mai bună în Parlamentul European și în viitoarea arhitectură instituțională, fie că vorbim de conducerea Comisiei Europene și portofoliul care revine României în Comisia Europeană, președinția Consiliului European, astfel încât să putem avea acele pârghii în interiorul Uniunii Europene care, între altele, de exemplu, să pute, poată determina adoptarea unor politici ale Uniunii Europene. Adoptarea unor priorități uh, so economice și sociale care să însemne uh, relansare economică, creștere economică, locuri de muncă în special pentru cei uh, tineri și uh, să însemne că uh, modelul social european nu a murit, așa cum au anunțat inclusiv unii reprezentanți ai dreptei în România în urmă cu câțiva ani, ci din potrivă, Uniunea Europeană trebuie să însemne în anii care urmează mai multă solidaritate și mai multă coeziune. Prin referirea dumneavoastră la criza care a afectat Europa și la ascensiunea curentelor extremiste ați anticipat, practic, următoarea întrebare. Ce garanție avem, totuși, că un, o prezență mare la vot nu ar însemna și o proliferare curentelor extremiste? De ce nu, aceste, de ce nu oamenii să nu voteze aceste curente extremiste? Um. Per ansamblul Uniunii Europene, populația Uniunii Europene, chiar dacă a traversat și momente de criză economică, socială mai dureroase în ultimii ani, pe ansamblu rămâne atașată valorilor europene. Este important prezența ridicată pentru că curentele antieuropene, xenofobe, populiste, conțin un anumit nucleu dur care a crescut, este adevărat, cantitativ, dar care pe ansamblu rămâne totuși minoritar. Deci este nevoie ca cei cu viziune europeană, cei care doresc consolidarea proiectului european, să fie încurajați să fie cât mai prezenți la vot. Este și cazul României, care spuneam, fie că vorbim de centru stânga sau stânga sau de centru dreapta respectiv dreapta, România nu are, nu constatăm să existe în țara noastră curente sau tentații semnificative antieuropene. O prezență cât mai numeroasă la vot ar consolida legitimitatea. Prezenței României în structurile europene și o voce cât mai puternică în construcția europeană și în aprofundarea integrării europene, de care și România are nevoie, dacă ar fi să mă refer doar la integrarea în spațiu Schengen, care este tot o formă de aprofundare a integrării europene a țării noastre. Credeți că evoluțiile din Ucraina ar putea influența configurația politică a Parlamentului European, a structurilor europene? Există Acum câteva săptămâni știți că uh, Martin Schulz a făcut acea declarație privind uh, uh, ideea că nu sunt necesare, impuneri, uh, nu sunt necesare noi sancțiuni pentru Rusia. Uh, am văzut că și premierul Cex uh, Sobotka uh, are o poziție similară. Uh, credeți că astfel de poziție ar putea avea consecințe electorale la nivel europarlamentar? În primul rând, că Martin Schulz, care este candidatul Socialdemocraților Europeni pentru viitoarea președinție a Comisiei Europene, a fost foarte recent prezent la București și a spus foarte clar care a fost care este poziția domniei sale afirmată și reafirmată de altfel în termeni foarte clar și foarte ferm, pentru că chestiunea de principiu legată de respectarea integrității teritoriale, suveranității Ucrainei, condamnarea anexării ilegale a Crimeei de către Federația Rusă, dar și procesul, procesul politic de dialog care să permită evitarea escaladării tensiunilor, reprezintă de fapt o poziție europeană. Uh, discuțiile privind noi sancțiuni, special cele economice, sunt o realitate în uh, Uniunea Europeană și ele spun uh, pe scurt dorim să fructificăm toate posibilitățile de dialog politic pentru a determina Federația Rusă să respecte aceste reguli și, și principii, înainte de a ne angaja suplimentar în măsuri de, de, de sancțiune. Din păcate, Federația Rusă nu a înțeles până acum cel puțin mesajul Uniunii Europene, inclusiv al Parlamentului European, inclusiv al președintelui Parlamentului European. Astfel încât astăzi, la, la Bruxelles, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se vor întâlni pentru a face ultima evaluare. Sunt evoluții deloc pozitive în ultimele zile și vor fi examinate posibilitățile adoptării sau extinderii listelor de sancțiuni de măsuri restrictive. Nu există. În niciun caz o, o poziție diferită a unor reprezentanți, așa cum ați menționat dumneavoastră, în Uniunea Europeană, vocea Uniunii Europene a fost extrem de unitară și acest lucru a fost extrem de, de important pe temele majore ale poziției Uniunii față de evoluțiile din Ucraina și față de Federația Rusă. Astfel încât avem tot interesul, inclusiv la nivelul conducerii instituționale a Uniunii Europene, să păstrăm această voce unitară a Uniunii Europene. Vom fi în scurt timp din nou în poziția de a propune un comisar european. Ce opțiuni avem aici? Aceste opțiuni vor deveni cu adevărat concrete în baza diferitelor evaluări și scenarii care sunt în clipa de față în atenția autorităților române după 25 mai. Va conta foarte mult rezultatul alegerilor europarlamentare pentru că în funcție de victoria unuia sau altuia din cele două mari grupuri politice europene, socialdemocrații europeni sau PPE, vom putea să prefigurăm deja viitoarea președinție a Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, ca ministru de externe, dar și ca uh, vicepreședinte al PSD, aparținând familiei social-democrată europeană, este extrem de important cunoscând istoria anterioară inclusiv a României înainte de aderare și după aderare. Este extrem de important ca guvernul de la București, cel care are pârghile economice financiare de dezvoltare ale României, să aibă un corespondent aparținând aceleiași familii politice la conducerea Comisiei Europene și mai ales cineva, așa cum este cazul lui Martin Schulz. Care cunoște foarte bine realitățile din România și care a fost un susținător constant al României, atât înainte de aderare, cât și în perioada post-aderare. Vorbim de interese, vorbim de interese extrem de concrete și pentru noi ar fi mult mai facil vorbesc din punctul de vedere al Guvernului, să avem un președinte al Comisiei Europene cu care conlucrăm de foarte mulți ani și cu care să putem să promovăm interesele României în planul Uniunii Europene. În baza fotografiei politice de după 25 mai vom putea să dezvoltăm în mod concret diferitele strategii pentru un portofoliu cât mai reprezentativ în Comisia Europeană pentru România. Se vehiculează dacă nu mă înșel chiar și la nivelul PSD, numele lui Dacian Cioloș, argumentația fiind de aceea că cu o astfel de propunere am putea menține în continuare funcția de comisar european pe agricultură, un portofoliu foarte important la nivelul Uniunii. Cum vedeți această analiză? Nu voi face comentarii privind propunerile guvernului la acest moment, pentru că, în definitiv, guvernul are posibilitatea și este fire să fie așa, să formuleze propriile sale propuneri. Va conta însă, încă o dată, foarte mult echilibru de, de forțe în plan european. La acel moment vom putea să, să spunem public mai, mai multe lucruri. Revenind la situația din Ucraina și în contextul răcirilor relații, relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, Polonia, pentru a se reduce dependența de Rusia, din punct de vedere energetic, a propus o uniune energetică. Primul pas fiind crearea unui organism unic european care ar cumpăra gaz pentru un întregul bloc de 28 de națiuni. Un astfel de demers vi se pare oportun? E o soluție pentru Uniunea Europeană? Discuțiile privind o politică energetică comună a Uniunii Europene sunt mai vechi, spune mult mai, mai vechi și. În anii anteriori, din păcate, Uniunea Europeană nu a avansat atât de hotărât pe această linie. E adevărat, au fost și proiecte care puteau și pot să ofere mai multă independență energetică Uniunii Europene sau statelor membre. Am vorbit de diversificarea surselor de aprovizionare, pentru cel puțin unele state membre, sensul, Proiectul lui Nabuco era exact acesta. Au fost însă și proiecte care au intrat în competiție și, până la urmă, acest lucru nu a fost un lucru bun. Obiectivul independenței energetice a Uniunii Europene rămâne extrem, extrem de, de actual. Și va trebui să ne armonizăm politicile, inclusiv în interiorul Uniunii Europene, atunci când vorbim de dreptul suveran al statelor membre de a fructifica toate resursele naturale care stau la dispoziția statelor membre vorbim de așa-numitul mix energetic care să permită statelor membre, dar inclusiv, inclusiv prin interconectări regionale, să poată să respire mai, mai liber din punctul de vedere al securității energetice. Vorbim aici, de exemplu, în cazul României de dezvoltarea forajelor în, în platou continental al Mării Negre, dar și posibilitatea racordării regionale care să permită transferul și către alte destinații acestor gaze, inclusiv către partenerii noștri, mă refer la Republica Moldova în primul rând. Mă refer la dezvoltarea, în cazul României, a capacității nucleare de la Cernavodă, dar și uh, discuția foarte serioasă care trebuie să aibă loc, mai ales acum, din perspectiva uh, riscurilor de securitate de la frontiera estică, uh, chestiunea gazelor de șistie nevoie de o astfel de dezbatere cu garanțiile de mediu absolut firești și necesare. În același timp, nu putem ignora existența acestor resurse, care ar fi extrem de importante pentru foarte multe state membre ale Uniunii Europene. Discuțiile din Polonia, din, din Lituania, din poziția Marii Britanii, în acest punct de vedere, sunt foarte relevante. Um, Referitor la același subiect, criza din Ucraina, în unele medii politice este europene. Uh, încep să apară unele voci care spun că Statele Unite și, în general, reații occidentali nu au o dorință foarte mare de a acționa cu fermitate în, în, în fața Federației Ruse, pentru că, până la urmă, ele nu au de pierdut decât niște uh, relații economice. Pe când spun același medii despre care vorbeam, uh, zona este europeană are mult mai mult de pierdut și are numai libertatea. Analiza este, analiza este mult mai complexă și nuanțată pentru că, pe de-o parte, nu pot decât să constat faptul că vocea Germaniei în plan intern al Uniunii Europene, prin vocea cancelarului Merkel, a fost o voce foarte hotărâtă în ceea ce privește avertizarea adresată Federației Ruse de a respecta regulile și de a reveni într-un proces politic renunțând la acțiunea armată-militară care a culminat anterior cu anexarea ilegală a Crimei. Pe de altă parte, administrația americană a avut în ultima perioadă o atitudine extrem de, de fermă și a spune că a fost întotdeauna vârful de lance în adoptarea sancțiunilor internaționale împotriva unor responsabili din Federația Rusă. Este adevărat că a avut loc o, mutare, o mutație calitativă în poziția Statelor Unite, ridicarea gradului de interes și implicare față de această regiune a Europei, față de situația anterioară. Noi salutăm de la București și nu suntem singuri statele centrale este europene, balticele, au fost au salutat această mutație intervenită în poziția americană, pentru că, până la urmă, soliditatea proiectului european, soliditatea securității Europei ține foarte mult de o de implicarea Statelor Unite și de un parteneriat transatlantic cât mai solid. Este clar că în perioada următoare nu avem cum să abandonăm din potrivă această necesară coordonare euroatlantică în termeni foarte clari, foarte fermi, care sperăm să dea rezultate în ultima instanță în ceea ce privește conduita Federației Rusă. În ciuda acestor declarații ferme ale liderilor occidentali, se pare că situația în teren este ușor diferită. Pare că autoritățile ucrainiene, intimidate de manevrele de la graniță, au renunțat la asediul orașului Slaviansk. Mai mult decât atât, avem niște statici din rândul membrilor OSCE. Pare că Rusia ar fi în continuare în avantaj. Ce soluții putem găsi în Poate părea pe termen scurt și este o realitate faptul că evoluțiile din ultimele zile nu sunt deloc încurajatoare. Asta este și motivul pentru care atât Washington cât și la nivelul Uniunii Europene în ultimele zile a fost menționată public perspectiva foarte clară a adoptării unei liste suplimentare de sancțiuni și asta este motivul reuniunii de astăzi de la, de la Bruxelles la nivelul Uniunii Europene. Pe termen mediu și lung, persistența Federației Ruse pe în astfel de direcție, contrară așteptărilor internaționale, europene, euroatlantice, de diminuarea tensiunilor, de dezescaladare și de angajare într-un proces care să însemne implementarea efectivă, concretă și cu bună credință a angajamentelor adoptate recent la Geneva, pe termen mediu și lung revin, acest lucru ar avea consecințe negative pentru Federația Rusă, inclusiv în plan economic. Asta este motivul pentru care, spunând o dată, este absolut esențială menținerea unei bune și strânse coordonare euroatlantice în prezentarea foarte fermă a poziției noastre în raporturile cu Federația Rusă. Trebuie să constat cu părere de rău, până la urmă, faptul că relațiile dintre comunitatea europeană și transatlantică în general și Federația Rusă au fost, sunt deteriorate de o manieră extrem de semnificativă datorită acțiunilor uh, ilegale ale Federației Ruse. Uh, motivul, uh, unul dintre exemplele foarte clare fiind suspendarea formelor de cooperare atât în plan civil cât și militar dintre NATO și Federația Rusă și examinarea în clipa de față în cadrul alianței a modului în care ne vom raporta și vom privi uh, uh, relația cu Rusia în uh, perioada următoare pe termen ceva mai lung. Uh -huh. Președintele Traian Băsescu declara recent, zicem, acum vreo două săptămâni, că obiectivul Rusiei este acela de a ajunge la gurile Dunării. Întrebarea mea ar fi dacă sunteți de acord cu această evaluare și dacă sunteți de acord, nu cumva este o amenințare ridicată și România ar trebui să crească nivelul de securitate la în orice caz, tentația Federației Ruse de a avea un rol extrem de important, o influență considerabilă în, în regiunea noastră și în regiunea extinsă este o realitate. Și ăsta e motivul pentru care am spus adesea în ultima perioadă România nu, nu suferă de o amenințare directă datorită acțiunilor politice și militare ale Federației Ruse legate de Ucraina, în primul rând dar există un impact foarte serios și un risc de contagiune în regiune, dacă ar fi să ne referim doar la regiunile din sud ale Ucrainei, mergând spre Odessa și chiar mergând spre Transnistria. Datorită acestor evaluări de, privind riscurile de securitate, România și nu doar România, ci statele europene, euroatlantice, aliații din flancul estic, au fost foarte active în interiorul alianței nord-atlantice pentru a solicita, în primul rând, reconfirmarea solidității alianței și garanțiilor de securitate colectivă acordate de NATO statelor aflate în această regiune. Asta este motivul pentru care s-au produs niște mutații cantitative și calitative în evaluările Alianței, deplasarea unor capacități militare acum și în perspectivă, exerciții militare și reactualizarea, aducerea la zi a planurilor de apărare în cadrul Alianței. Asta înseamnă, până la urmă, a consolida încrederea inclusiv României și cetățenilor români în acțiunea Alianței de a garanta securitatea României. Uh. Rămânem la nivelul politicii regional, dar ne îndreptăm privire spre Republica Moldova. Sigur. Astăzi e o zi importantă pentru vecinii noștri din Republica Moldova. De astăzi pot circula liberi în Europa. Se putea ajunge la acest pas fără sprijinul diplomației române? Mă îndoiesc. O spun foarte clar: fără sprijinul României și fără sprijinul diplomației românești, mă îndoiesc că s-ar fi ajuns într-o perspectivă rezonabilă de timp la atingerea acestui obiectiv. O spun ca om care a coordonat nu doar acțiunea diplomației în ultimul an și jumătate, dar a coordonat grupul de prieteni europeni ai Republicii Moldova, care a avut pe ordinea de zi, ca punct esențial, liberalizarea regimului de vize. Mă aduc aminte că în urmă cu aproximativ un an, Republica Moldova nu intrase nici măcar în faza a doua a proiectului, a procesului de liberalizare a vizelor coordonat de Comisia Europeană. A trebuit să preiau inițiativa politică și să lansez un demers semnat, cosemnat de mulți alți miniștri de externe din statele membre ale Uniunii Europene în prezența Comisiei Europene pentru a determina trecerea în această fază a doua, accelerarea anumitor uh, măsuri și intrarea într-o procedură uh, mult mai rapidă de confirmare a îndeplinirii criteriilor de către Republica Moldova. Acest lucru s-a întâmplat a existat o, o, acțiune și o presiune, folosesc cuvântul presiune în sens pozitiv, dar o presiune permanentă a diplomației românești în relația cu anumite state membre ale Uniunii Europene ceva mai reticente, astfel încât cu, pe baza unei decizii politice care a putut fi reunite la nivelul Uniunii Europene, cu un sprijin consistent din partea marilor jucători europeni din Uniune, să putem accelera inclusiv procedurile birocratice interinstituționale între Consiliul, Parlamentul European și Comisia Europeană. 28 aprilie este o zi istorică pentru că, într-adevăr, începând de astăzi, cetățenii moldoveni practic, a obținut confirmarea unei, uneia din cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene, libertatea de mișcare. Este o formă concretă de integrare europeană pentru Republica Moldova și cetățenii săi și acest lucru se manifestă, este un mare câștig și se va manifesta, în primul rând, prin intrarea liberă a cetățenilor moldoveni în România, ca poartă a Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Este un lucru pe care îl salut, vreau să felicit guvernul pro-european de la, de la Chișinău, pe premierul Iurie Lanca, ministrul de Externe Natalia German și toți factorii politici care au lucrat foarte mult în acești ani și bineînțeles că vreau să-i felicit pe cetățenii moldoveni care, iată, devin parte a Uniunii Europene începând de astăzi de o manieră directă. Să privim totuși și cealaltă fațetă a problemei. Ce șanse reale credeți că are Republica Moldova să se integreze complet în Uniunea Europeană, ținând cont că are litigiul Transnistria? Șansele pe care orice stat cu vocație europeană și identitate europeană, cu progrese concrete înregistrate, cu voință politică de a continua reformele interne șansele pe care articolul 49 din Tratatul Uniunii Europene le oferă oricărui stat care, îndeplinind în criteriile, solicită statutul de candidat. Este adevărat, în, de o manieră obiectivă, existența conflictului transnistrean ridică o serie de, de greutăți, dar pe fond, obiectivul rămâne extrem, extrem de, de real. Și uh, vreau să vă spun că România și nu doar România a tratat relația cu Republica Moldova în uh, toți acești ani ca o relație uh, din perspectiva unei filozofii de preaderare, inclusiv din punct de vedere politic, inclusiv din uh, punctul de vedere al utilizării unor fonduri europene al mecanismelor de integrare, de exemplu, acordul de liber schimb economic este o formă de integrare concretă europeană care va genera beneficii economice societății din Republica Moldova. Este însă adevărat că proiectul european al Republicii Moldova va putea fi accelerat pe măsură ce vor exista progrese concrete legate de dosarul transnistrean. Și o ultimă întrebare, Așteptăm cu toții, cetățenii români, să avem dreptul de a circula și noi liber prin Europa, fără pașapoarte, fără vize, fără pașapoarte deja, fără vize, fără buletin, să intrăm în, în spațiul Schengen. Ce demersuri aveți în vedere astfel încât să-i convingeți pe sceptici, pe francezi, pe olandezi, că avem acest drept și că. Demersurile României au fost constante, continue în toată această perioadă. În anumite cazuri, puține la număr, ele s-au lovit de obstacole care au fost generate în principal de considerente de natură internă, politică, în câteva, puține la număr, state membre ale Uniunii Europene. Noi sperăm să putem relua dialogul cu aceste state dintr-o perspectivă pozitivă după 25 mai, după alegerile europarlamentare. Există progresă, de exemplu, în dialogul cu Berlinul. Sperăm să avansăm în dialogul cu Parisul și cu, și cu Haga. Pentru acest lucru e nevoie și ca vocea politică din România să fie o voce unitară și cel puțin în anumite situații, anumiți înalți responsabili ai statului român să stopeze tentația personală pe care o au de a utiliza această temă importantă pentru statul român și cetățenii în ansamblu său, de a utiliza această temă în scopuri politice personale. Nu spun și nu vreau să dau o dată pentru a nu crea așteptări false, vreau să, însă să vă asigur că este una dintre marile priorități pentru care lucrăm în permanență și sper într-adevăr să avansăm în cursul acestui an. Din ceea ce ați spus legat de demnitarii români, să înțeleg că există în interiorul țării persoane de rang înalt care sabotează, practic, să spunem, involuntar intrarea României în Schengen? Știți bine la ce mă refer și știți bine că în bătălia politică internă, din păcate, teme importante pentru România în plan european au fost folosite pe baza unui parti partizanat de natură politică. Mă refer la funcția cea mai înaltă în statul român și apelul pe care îl fac, mai ales acum, într-un moment în care am început campania electorală pentru Parlamentul European, o campanie atât de importantă care depășește mizele personale ale partidului de buzunar al domnului președinte, să există abținere în folosirea, în bătălia politică internă, a unor mize atât de importante pentru statul român, așa cum este aderarea la Schengen.